O femeie din satul Bădiceni, raionul Soroca, a adus pe lume un copil în ambulanță, în drum spre spital. Nașterea a decurs fără complicații, iar femeia a fost asistată de medicii de pe salvare. Potrivit Centrului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, femeia de 24 de ani a născut un băiețel. Tânăra și nou-născutul au fost transportați în stare satisfăcătoare la Spitalul Raional Soroca, unde vor rămâne sub supraveghere. În ultimele două zile, serviciul de ambulanță a fost solicitat de aproape 4.000 de ori pentru diverse probleme de natură medicală.